Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul meu la o nouă recenzie. Recenzie pentru un parfum al casei Frederic Malle. Parfumul îl am în variantă de decant. Este un parfum semnat de către Dominic Ropion și parfumul se numește Carnal Flower. Un parfum care a făcut ceva vâlvă la momentul apariției, ca de altfel și în aceste momente este foarte apreciat și foarte bine văzut de către pasionații de parfumuri. Astfel că după ce l-am comandat și l-am purtat câteva zile, m-am gândit să fac o recenzie și să vin și cu o interpretare proprie pentru ce face acest parfum și care ar fi ideea din spatele lui. Mult timp, numele acestui parfum m-a dus cu gândul la cu totul altă conotație, încercând să-mi imaginez cam cum ar trebui să miroasă parfumul respectiv. După ce l-am purtat, pot să spun că am fost surprins oarecum, pentru că în niciun caz nu văd conotația numelui dacă este să încerc să-l integrez în felul cum miroase parfumul. Însă, din punctul de vedere al mirosului, este un floral. Deci, cei sau cele care sunteți foarte pasionate de sau pasionați de parfumurile florale, în special tuberoza, în acest parfum o veți avea din plin. Însă, ceea ce mai simt eu în acest parfum este și o combinație ușor indolică ca urmare a notei de asomie. Mai avem un mosc ușor pudrat, care este oarecum potențat de o nucă de cocos din parfum, plus că, cel puțin în deschidere, parfumul are o manifestare destul de explozivă, astfel că m-am dus un pic cu gândul dacă nu cumva ceea ce simt în deschidere este notă de galbanum. Însă după ce am studiat un pic și compoziția parfumului, nu este listat galbanum, iar cel mai probabil ceea ce simt în deschidere din punct de vedere aromatic, verde, foarte proaspăt și foarte crud în același timp, ar fi o combinație de eucalipt cu note citrice, în special bergamotă și floare de portocal. Deci, de principiu v-am cam spus toată compoziția parfumului. Bineînțeles că există o listă mult mai completă dacă veți accesa site-urile de specialitate, însă eu n-am să mai trec prin toate notele și să vă explic de sus până jos ce conține parfumul, ci am să mă axez mai degrabă pe ceea ce percep și care ar fi jucătorii principali din acest parfum. Am să aplic pe un strip de hârtie, pe mână am aplicat aproximativ acum 5 ore, deci la 5 ore ceea ce mai simt trece prin materialul cămășii. Este o tentă florală albă, ușor pudrat, cremoasă, aș putea să o asemuiesc. Deci această tentă cremos-pudrat ar veni posibil din combinația notei de mosc alb cu nuca de cocos. Nota de tuberoză se simte foarte bine, de asemenea simt o ușoară tentă indolică indusă de către iasomie. Dar haideți să aplic pe stripul de hârtie să vă spun și ceea ce simt în deschidere, după aceea mergem și trecem prin toate caracteristicile relevante ale parfumului. Ok, am luat un spray sănătos. Mai am aproximativ 30% din acest decant, deci pentru încă vreo 2-3 purtări am suficient. Deci deschiderea este foarte verde, aromatică. Eu tot timpul când am simțit acest miros în deschidere, am zis nu, trebuie să fie galbanum. Însă poate să fie foarte ușor indus în eroare, cu toate că de asemenea e posibil ca să existe galbanum în acest parfum, dar să nu fie listat. Dar haide, de dragul notelor descrise pe site-ul de specialitate, combinația aceasta verde astringentă ar veni dinspre eucalipt, de asemenea bergamotă și floarea de portocal. Deja începe să-și facă. Cred că această deschidere încearcă să emuleze mai degrabă tija florii de tuberoză, care este verde crudă în momentul când o rupi. În momentul ruperii se degajă un miros foarte astringent, verde, crud, pe care îl poți percepe. Poate să fie și ușor înțepător, senzația pe care o transmite parfumul în deschidere. Deschidere care, de asemenea, repet, pe mine mă duce cu gândul la galbanum. Ok, după deschidere, parfumul durează în zona asta cam 30 de minute, maxim 60 de minute, respectiv o oră. După aceea se duce într-o zonă floral albă, ușor indolică și pudrat cremoasă ca urmare a bazei parfumului generată de către combinația moscului alb și a nucii de cocos. Din punctul de vedere al perioadelor când poate fi purtat, este un parfum de temperaturi moderate, deci cred că mai degrabă poate fi purtat pe întreaga perioadă anului. Este un all season, să-l numesc așa, pentru că temperaturile, dacă e să mă gândesc că la interior, dacă lucrezi, poți să ai undeva la 20 de grade. De asemenea, vara poți să ai de asemenea 20 de grade plus în perioadele de tranziție, toamnă, primăvară.
temperaturile se încadrează în acest interval de, hai să spunem, 5-20-25 de grade, acest parfum îl văd potrivit pentru întreaga perioadă a anului. Este un parfum marketat ca fiind unisex, însă fiind un parfum floral alb, eu recomand bărbaților să-l testeze. Însă, cu siguranță că doamnele sau domnișoarele vor găsi o mult mai mare apetență pentru genul acesta de parfum în comparație cu un bărbat. Personal, mie mi-a făcut plăcere să-l port, însă nu mi se adresează mie în mod specific, cât mai degrabă celor care sunt cu adevărat pasionați de această combinație floral-albă, ușor murdară sau indolică dinspre nota de asomie. Un parfum care vine în diferite flaconaje. Eu am să vă spun acum prețurile pentru cantitățile standard, respectiv 50 și 100 de mililitri, care vin în concentrație apă de parfum. Deci pentru 50 de mililitri prețurile se duc aproximativ la 190-200 de euro, iar pentru cantitatea mare undeva la 250 de euro. Bineînțeles, funcție de perioadă, de sezon, de retailer sau de discounter, e posibil să găsiți niște oferte mult mai atractive pentru acest parfum dacă chiar sunteți interesați. Bineînțeles, trebuie să vedeți mai înainte de toate ce e cu acest parfum, să vă comandați un decant sau un eșantion, să-l testați eventual în magazin și după câteva teste repetate să vă dați cu decizia dacă merită sau nu merită să-l aveți în colecție. Din punctul de vedere al performanțelor, este un parfum cu o performanță mediu ridicată. Eu ce am experimentat pe pielea mea a fost undeva la un minim 7-8 ore constant, deci în acest interval s-a manifestat constant ca plajă minimă, cu o proiecție foarte bună pentru primele 90 de minute. După acest interval, parfumul începe să se contracte, să se adune la nivelul pielii și se duce către acel interval minim de 7-8 ore. Un parfum care poate fi purtat atât la o ținută de tip casual, elegant, cât și la o ținută formală, dar în special de către doamne. Bărbații, testați-l și după aceea vedeți în ce conjunctură și la ce ținută îl puteți asorta. Dacă este să dau o notă acestui parfum, consider că acest parfum merită nota 9. Este un parfum bun, cu o performanță relativ bună, miroase suficient de intrigant, atrăgător, floral, cu o deschidere destul de agresivă, însă per total parfumul este foarte bine făcut, dacă este să mă raportez la parfumurile pe notă de tuberoză. Ca și contracandidat pentru acest parfum, aș aminti de cel de la The Different Company, respectiv Adjatai Cuir Narcotic, care îl consider mult mai frumos și mai finisat în comparație cu acesta. Însă aici ține de gusturile personale, însă v-am dat cel puțin un echivalent care merită toată atenția. Acestea fiind spuse, pun punct acestui clip aici, deci nota 9, ca să repet concluzia mea pentru acest parfum. Dacă aveți impresii, dacă l-ați testat, sunteți invitații mei să puneți în secțiunea de comentarii părerile voastre despre acest parfum, cum vi se pare, cum performează, merită, nu merită. Și acestea fiind spuse, mi-au la revedere, vă mulțumesc că m-ați urmărit pe parcursul acestei recenzii și până data viitoare să ne auzim cu bine. Dacă aveți ocazia, testați Carnal Flower de la Frederic Malle, parfumul lui Dominic Ropion, și să ne auzim cu bine data viitoare. Vă salut!